Incendiu violent în județul Mureș, plăcările uriașe au cuprins un depozit de lemne și carburant din localitatea Eremitu. Focul a mistuit aproximativ 4.000 de metri pătrați din suprafața clădirii. În urma incendiului, patru bărbați au fost răniți, iar unul dintre ei se află în stare gravă. Zeci de pompieri însoțiți de ambulanțele smurd au intervenit de urgență la fața locului. Medici au oferit îngrijirie persoanelor rănite, însă în cazul bărbatului inconștient, salvatorii nu au mai putut face nimic în ciuda manevrelor lor de resuscitare. Celelalte trei victime au fost transportate de urgență la spital pentru mai multe investigații. Autoritățile au emis și un mesaj de avertizare roalert în zonă.